Bine v-am găsit, dragii noștri cititori, sunt gazda dumneavoastră Sorin Luca și iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vom vorbi despre Frida Kahlo, celebra pictoriță mexicană, cunoscută mai ales pentru autoportretele ei realizate într-un stil suprarealist. Frida Kahlo, pentru pasionați, 60 de pilule de inspirație ca să-ți trăiești viața în felul tău. Iată un eveniment editorial, un eveniment cultural, o nouă carte în această frumoasă colecție. Este vorba despre colecția Colibri. O carte scrisă, o carte scrisă de autorul Alan Percy. Alan Percy având de altfel multe cărți publicate în această colecție, în colecția Colibri. O carte în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. Astăzi este alături de noi colega mea Luisa Neag, senior editor Herald, cea care s-a ocupat de această carte. Am putea spune că Frida Kahlo este universal recunoscută pentru forța tablourilor sale, pentru biografia ei, care a inspirat filme artistice și documentare. Dacă nu mă înșală pe mine memoria, cred că în urmă cu 15-16 ani, poate și mai mult, s-a realizat un film despre viața, despre biografia și opera, cariera Fridei Kahlo. În rolul principal parcă era Salma Hayek. Așadar, parcă sigur. Da, parcă sigur. Da, eu așa mi-aduc aminte. L-am văzut, repet, cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Cred că sunt 16, 17, 18 ani. Iată deci Frida Kahlo cu aceste pastile de înțelepciune în colecția Colibri, o carte, cum spuneam, scrisă de Alan Percy. Aș vrea foarte pe scurt, Luisa, să vorbim, pentru că suntem, chiar dacă online, suntem la o lansare de carte în cadrul târgului Gaudeamu, să vorbim foarte, foarte pe scurt despre colecție și apoi despre acest volum recent apărut în colecția Colibri. Bună, Sorin, bună tuturor, mulțumesc pentru această oportunitate. Întotdeauna este foarte drăguț să mă întâlnesc cu cărțile lui Alan Percy. Alan Percy este un autor spaniol foarte prolific. El a scris zeci de cărți de dezvoltare personală care au fost traduse în zeci de țări, dar succesul în acest domeniu nu pare de ajuns pentru el și oricum, dacă vom căuta informații despre autorul Alan Percy, vom găsi foarte puține. Vom găsi, pentru că acesta este doar un pseudonim și este unul dintre multele pseudonime, de fapt, ale scriitorului Frances Mirales, care de asemenea este foarte cunoscut, apreciat, tradus în zeci de cărți și premiat, atât singur cât și împreună cu alți autori, pentru romanele sale. Este, mă rog, de origine spaniol și este o persoană extraordinar de creativă și extraordinar de benefic, așa de bine orientată, de parcă exprimă chiar spiritul Spaniei. Mi-amintesc că atunci când am fost la Barcelona sau la Madrid, exact asta era starea de bucurie, de lumină, de, nu știu, așa m-am simțit eu acolo, foarte cald și foarte primitor și foarte optimistă atmosfera și relaxată. Și cam asta este și tonul scrierilor sale. Colecția Colibri, care este în majoritate populată cu scrierile acestui autor, găsim două tipuri de lucrări. Cele care sunt inspirate de gânditori celebri, Platon pentru visători, Shakespeare pentru îndrăgostiți, iată Frida pentru pasionați, dar și cele care își propun să exploreze o anumită temă, care, să zicem, că i-a suscitat imaginația, creativitatea și inspirația acestui autor neobosit. Este, de exemplu, Turistul interior,
care aș putea spune că este un titlu foarte potrivit pentru situația în care ne aflăm acum, pentru că ideea de la care pornește el este că de ce să hălăduim pe drumurile lumii ca să căutăm în exteriorul nostru tot felul de lucruri când și în același timp nu, mă rog, neglijăm interiorul nostru și mai ales că acum în pandemie nu putem să ne plimbăm prin lume așa cum ne-am dorit, să folosim această oportunitate de a ne explora interior și de a deveni, așa zis, turiști în meleagurile noastre, pe meleagurile noastre interioare și să ne autodescoperim călătorind în interiorul nostru, ca să zic așa. Și cărți un pic atipice, dacă ar fi să mă gândesc, pe lângă turistul interior, aș mai adăuga dieta spirituală. Exact, despre dieta spirituală da, voiam două să cărți, vorbesc. Două cărți, poți să vorbești, două cărți care ies un pic din tiparul acesta al cărților scrise de Ellen Percy și publicate în colecția Colibri. 50 de pastile pentru nu știu ce, 100 de pastile, pastile sunt pe astea, dar pastile, grupate, dar... nu pornind de la un autor, ci de la o temă. Dieta spirituală, de exemplu, explorează o altă idee, ghidușă, și destul de, adică totuși nu este de neglijat, chiar dacă ea este explorată într-un stil simplu și așa pe înțelesul tuturor. Prima dragoste, dacă putem să o numim așa, a lui Frances Mirales, alias Ellen Percy, este jurnalismul și stilul lui este foarte, adică, așa, jurnalistic, am putea spune. În dieta spirituală spune că observă că toți suntem foarte preocupați în zilele noastre de înfățișarea noastră, de facem eforturi foarte mari să dăm jos kilograme, să modelăm forma, să nu știu ce, dar câți dintre noi își pun problema să facă eforturi și să-și modeleze forma interioară, să elimine din interior toate lucrurile care ne împovărează, toate greutățile și toate calitățile sau însușirile negative pe care le avem și să ne modelăm caracterul mai mult decât înfățișarea exterioară. Deci, bineînțeles, ideea este explorată într-un mod foarte simplu, relaxat, dar este o idee care merită să fie luată în seamă. Acum, da, scritura e simplă, nepretențioasă, dar trădează multe ore de documentare jurnalistică și nu numai. Pentru că toate aceste cărți, chiar atât cele pornite de autori celebri, din spusele unor autori celebri, pentru că așa este rețeta, se ia un citat dintr-un autor celebru și pornind de la acel citat se divaghează pe subiectul respectiv. Și sunt presărate date statistice, studii științifice de ultimă oră, desigur, cele care sunt menționate în presă și sunt aduse la nivelul de înțelegere al publicului larg. Intenția lui este una foarte constructivă. El vrea cu tot din adinsul să ne ajute să ne îmbunătățim viața până la urmă. Dacă suntem o persoană care ne place să insistăm, să ne scufundăm în tenebrele interioare cele mai sumbre, nu vom fi clienții, ca să zic așa, nu suntem în targetul lui. Dar dacă avem înclinația să ne simțim bine și în fiecare dimineață ne trezim așa cu intenția de a ne simți cât mai bine, de a ne îmbunătăți viața, de a ne bucura de tot ceea ce trăim, pilulele lui Ellen Percy ne pot ajuta, ne pot inspira. De asemenea, aceste cărți ne ajută dacă suntem niște oameni sociabili, cărora ne place să deschidem conversații și să ne împrietenim foarte ușor cu tot felul de oameni. Cărțile lui ne ajută să avem o conversație vioaie, să facem tot felul de conexiuni între ideile marilor gânditori și temele de interes actual.
Și, bineînțeles, reprezintă o deschidere pentru a aprofunda orice subiect. Poate că sunt oameni care nu s-au gândit să citească, de exemplu, Nietzsche sau chiar și Platon. Dar într-o dimineață, la o cafea, citind relaxat în ciripitul păsărelelor, nu știu, câteva pilule din astea de ale lui Alan Percy, își pune problema, mă, dar ce-ar fi să studiez eu pe bune treburile astea? Să zicem că ar putea fi și asta o situație. Și încă un aspect caracteristic al acestui autor este că aceste pilule pe care le expune, nu numai că sunt un pretext pentru a crea aceste conexiuni, așa cum spuneam, între operele marilor gânditori și temele de interes actual, ci și pretexte pentru a ne deschide către anumite tehnici, tehnici de mindfulness, tehnici de autocunoaștere psihologică. Nu are neapărat, deci nu este obsedat, deschis doar către o anumită, sau mă rog, poate nu aprofundează o anumită cale psihologică, să zicem. E deschis către orice fel de sugestie care ne poate ajuta într-un anumit moment. Și atunci vom găsi în aceste pilule foarte multe tehnici de a lucra cu noi. De exemplu, acum, ca să ajungem la titlul nostru cu Frida, nu vorbești, nu vă așteptați că o să găsiți o biografie prescurtată sau ghidușă a Fridei Kahlo, nu, este aceeași rețetă. Deci fiecare pilulă, fiecare capitol este un citat. Titlul fiecărui capitol, de fapt, este un citat din Frida Kahlo. Frida Kahlo nu este o scriitoare, n-a fost o scriitoare, așa cum știm, nu avem foarte multe lucruri de dezbătut cu privire la scritura ei, dar sunt alese câteva citate foarte importante considerate de autor și pornind de la aceste citate care exprimă temperamentul ei pasionat, pasional, îndrăgostit de viață și cu atât mai înfocat această dragoste de viață, cu cât, așa cum știm, nu a avut o viață foarte ușoară, dimpotrivă, a trecut prin foarte multe greutăți, a suferit enorm, dar această suferință a fost pentru ea un izvor de creativitate și în felul acesta a devenit pentru noi toți o sursă de inspirație extraordinară. Și, cum spuneam, deci sunt luate aceste citate, majoritatea tratează temele ei preferate, care erau dragostea și creativitatea și această conștientizare a faptului că trupul nostru este foarte vulnerabil, foarte sensibil, oricând poate fi distrus, dar chiar și cu ultima fărâmă de viață, chiar și cu un picior amputat, chiar și imposibilitatea de a se mișca, ea continua să creeze frenetic și să iubească viața și să iubească iubirea vieții ei pe Diego Rivera și libertatea spiritului ei, de care spirit era cu atât mai conștientă cu cât trupul o punea în situația să fie foarte, foarte constrânsă. Și găsim, de exemplu, ca să dau câteva două mici exemple, așa cum ai spus și tu, Frida Kahlo își făcea autoportret foarte mult, pentru că ea, nefiind, mai ales atunci când era imobilizată și nu putea să se ducă să-și găsească și alte subiecte de a picta, își picta propriul ei chip, dar în ipostaze diferite și exprimând cu foarte multă putere, exprimându-și stările interioare. Și Alan Percy propune ca tehnică de autodescoperire pentru noi toți autoportretul. Bineînțeles, eu personal, de exemplu, nu sunt stare să trag o linie
care să exprime ceva. Nu am deloc niciun fel de talent. Nu cred că m-aș apuca vreodată să-mi fac autoportretul. Deși el dă niște indicații foarte clare în acest sens, chiar cu umbre, cu nu știu ce, dar n-aș face asta, aș urmări într-adevăr să mă uit cu atenție la mine și să văd, de exemplu, ce exprimă chipul meu, de exemplu, ca tehnică, nu eu neapărat, tehnică pentru toată lumea. Sau o altă tehnică, vizualizarea interioară, care este o tehnică de mindfulness foarte bine cunoscută. Și tot așa, Frida Kahlo ne sfătuia în direcția asta. Ea făcea foarte mult lucrul ăsta, se refugia în lumea ei interioară pentru a-și găsi acolo liniștea și zborul inspirației și al creativității și sprijinul interior. Cartea are la final și un capitol despre viața Fridei, pe scurt, în care, da, în cazul în care nu o cunoaștem, putem face cunoștință cu ea și, bineînțeles, filmul despre care ai amintit, în care Salma Hayek o întruchipează minunat. Da, este o invitație la o lectură care să ne trezească încrederea în sine, bucuria de a trăi, să ne inspire în momentele grele, într-un stil foarte accesibil, foarte ușor și foarte plăcut. Cam asta este. A, și bineînțeles, având în vedere faptul că avem de-a face cu o pictoriță, ne-am gândit că ar fi potrivit să intervenim, să aducem și noi un plus de creativitate în colecție cu grafica colegii noastre la Stoica. Sperăm să vă placă aceste mici portrete și... Uitându-mă pe coperta cărții, mă gândeam cât de bine, normal că este stilizată, dar mă gândeam cât de bine seamănă actrița Salma Hayek cu Frida Kahlo și că, de altfel, nu întâmplător, datorită asemănării fizionomice, nu întâmplător a fost aleasă pentru a o întruchipa, personifica pe celebra pictoriță mexicană Frida Kahlo. Am vorbit astăzi despre cartea Frida Kahlo pentru pasionați, 60 de pilule de inspirație ca să străiești viața în felul tău, de Alan Percy, carte publicată în colecția Colibri, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult colega mea Luisa Neag, senior editor Herald, cea care s-a ocupat de această frumoasă, această minunată carte, pe care vă recomandăm cu drag. Noi încheiem aici o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!